ca la astăzi ai fost îngerul păzitor al Craiovei. Chiar și la Liga 3 ai făcut o partidă excelentă. Da, din păcate asta este, iarăși trebuie să mă evidențiez. Din păcate iarăși nu am realizat ocaziile care le-am avut. Cred că asta e problema cea mai mare a Craiovei. Prima repriză, în loc să avem 3-0, am terminat 1-1. Din păcate, dar asta, trebuie să lucrăm, sunt băieți tineri, încă n-au experiența de joc și sper să o acumuleze datorită băieților care vin de la prima echipă și totodată că sunt și eu aici să-i ajut și să capete experiența cât mai repede ca să fie cât mai cu capul mai rece la ultima fază de poartă. Ultimele evoluții, ai fost foarte apreciat, sper să revii la prima echipă? Au fost ceva discuții? Nu. În primul rând n-a fost discuții, într-al doilea rând nu mă gândesc acum la prima echipă. Am văzut treaba la echipa a doua și, nu știu, totul depinde de primul antrenor principal la prima echipă. Nu. Eu am văzut de treaba la fiecare antrenament, fiecare meci și sper să revin. Ai avut oferte să pleci la alte formații din... Da, am avut oferte de peste hotare, am avut oferte ceva din prima ligă, dar iarăși nu ne-am înțeles. Am avut prea mult puțin timp la gândire și trebuia să rezilez contractul la Craiova, dar nu s-a primit nimic și din asta am și rămas la echipa a doua să-mi fac contractul până la sfârșit. Regreți că ai rămas sau? Mai sunt încă 2-3 zile care totul poate să se schimbe și nu pot să zic că să regret sau nu. Mă simt bine la echipa a doua, sunt antrenamentele foarte bune și sper cât mai repede să revin în prima ligă. Mersi.